Sfântul Ioan a ales ziua de 30 ianuarie pentru prăznuirea comună a celor trei ierarhi, stingându-se astfel și disputele pe această temă, lumea unindu-se în sărbătorirea împreună a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, a Sfântului Grigorie, teologul și a Sfântului Ioan Gură de Aur. Sărbătoarea este o zi dedicată reconcilierii. Acum se împacă rudele după lungi dispute, iar toate proiectele comune vor aduce prosperitate în căminul acestora. Pentru spor și pentru sănătate, la masa sărbătorească se consumă pește și fructe, simboluri ale unei vieți duhovnicești merite. În secolul XI, episcopul din cetatea Evhaitelor a rânduit ca să se săvârșească ca în această zi să se pomenească cei trei ierarhi, pentru că se făcuseră niște discuții, niște certuri între creștini, spunând că Vasile este mai mare pentru hărnicia sa, Grigorie Cuvântătorul pentru știința sa, iar Ioan Gură de Aur pentru cuvântările sale. Sfântul Ioan din această cetate a considerat că toți cei trei ierarhi sunt egali în fața lui Dumnezeu. În ziua de Trisfetite începe să se schimbe vremea, chiar dacă frigul totuși arată colții că doar mai este o lună de iarnă, când în ziua praznicului curg streșinile, primăvara va fi friguroasă. Dacă este ger, va urma o vară călduroasă. Ei sunt mari pentru că au ridicat ortodoxia. Ei ne-au dat sfintele liturghii pe care noi le săvârșim în bisericile noastre. În această zi, femeile merg la biserică să asiste la Sfânta Liturghie pentru ca tot anul să aibă spor la treabă. În mediul rural, femeile merg la slujbă și se roagă să rodească pomii și să toarcă lâna cu mult spor. Fetele nemăritate trebuie să se roage celor trei ierarhi să le aducă bucurii și un soț bun. În ziua praznicului, pentru a afla care este ursitul lor, fetele trebuie să mănânce pâine cu sare.